Sărbătoarea Crăciunului este importantă atât din punct de vedere spiritual, cât și din punct de vedere al întâlnirii și întregirii familiei. De aceea, femeile în general se ocupă de toată organizarea acestei sărbători acasă, fie că vorbim de aranjamente, mâncăruri și așa mai departe. Însă, să nu uităm că și pentru noi trebuie să avem timp. Cum ne îmbrăcăm? Cum ne aranjăm? Cum trebuie să arătăm de Crăciun și de Anul Nou, vom afla astăzi de la prietena noastră, care ne va spune mai multe lucruri despre cum trebuie să arate o femeie, cum trebuie să se îngrijească și mai ales cum trebuie să se îmbrace atunci când vorbim de aceste sărbători, de sărbătorile de iarnă, de Crăciun și mai ales de Revelion. În primul rând, trebuie să ținem cont de evenimentul la care vom lua parte. Dacă este vorba de o cină în familie, așa cum spuneai tu, când ne întregim cu toții, când suntem în familie și ne bucurăm de aceste clipe minunate, este bine să avem o ținută cât mai clean, cât mai curată, cât mai simplă, dar totodată să ținem cont și de o cromatică potrivită. Eu pentru o cină în familie, de exemplu de Crăciun, când cu toții ne strângem să mâncăm împreună, să împodobim bradul, de ce nu, sau să ne desfacem cadourile care ni le-a dus moșul, eu ar sugera să mergem pe o cromatică care să conțină ori un roșu, fiindcă roșu este simbolul Crăciunului, verde, putem combina și un smarald, un albastru smarald în ținuta noastră și să nu uităm de auriu. Pentru astfel de întâlnire sugera și un costum pentru doamne, pentru domnișoare, o ținută în două piese, care eu ar sugera să meargă foarte mult pe o fustă midi, de exemplu, să nu mergem spre o fustă lungă, fiindcă duce deja spre prea multă eleganță, eventual un sacou sau, dacă nu, un sacou cu o vestă în interior. Foarte importante sunt și bijuteriile. Bijuteriile eu ar sugera să meargă pe un auriu, fiindcă roșu cu auriu merge foarte frumos și dă un look foarte festiv. Iar dacă este vorba de o, nu știu, de o întâlnire într-un cadru mai festiv, de genul, în zilele noastre se practică foarte mult Christmas party. Foarte multe societăți organizează acest lucru pentru angajații săi. Acolo aș merge pe o ținută, o rochie de gală lungă. O rochie de gală lungă, dar nu neapărat foarte încărcată, o rochie simplă, eventual cu niște mânecuțe, ar putea merge la fel o rochie pe roșu, cu niște pantofiori aurii, cu bijuterii la fel aurii, nu foarte stridente, deoarece nu este o cină de Revelion, vom discuta imediat și despre Revelion. Iar în primul rând să fim atenți la pantofii care îi purtăm, deoarece este foarte important ca de Crăciun să nu purtăm neapărat sandale. Toată lumea este foarte... S-a dezvoltat foarte mult acest concept, fiindcă la o rochie lungă merge partea de sandale ca și încălțăminte. Depinde foarte mult de sezon. Dacă discutăm despre ținută de Christmas party, respectiv de Crăciun, eu sugerez pantofii. Pantofii stiletto sunt mereu foarte eleganți, și de ce nu, eu zic că sunt și cei mai comozi. Așa că aș recomanda ținuta roșie cu pantofi aurii și cu niște bijuterii tot așa în tonuri de auriu. Ce facem de Revelion? Cum ne aranjăm de Revelion? Ce purtăm anul acesta? Purtăm rochii lungi, rochii scurte, purtăm ținute din două piese, cum trebuie să ne aranjăm? Și dacă există vreo diferență legată, nu știu, de minoritatea, de naționalitatea sau, nu știu, știu eu, de zona din care vin femeile. Se aranjează ele în funcție de zona din care provin? Să știi că și zona de unde vin doamnele să-și caute ținute este foarte importantă. Sunt zone, de exemplu, în zona de Ardeal a țării, acolo, într-adevăr, doamnele pun mai mult preț pe look-ul lor de Revelion, pe ținuta care o vor îmbrăca. Ele sunt foarte atente la cum se aranjează, cum se îmbracă, de aceea ele tind să caute rochii lungi și foarte bine fac, deoarece rochia lungă este ținuta cea mai elegantă pentru orice fel de eveniment. Într-adevăr, multe lume vine și caută și ținute scurte, respectiv rochii scurte, din cauza comodității.
Nu pot să zic că nu este corect să poarte o rochie scurtă. Este corect, însă trebuie să fii atent în momentul în care cauți o rochiță scurtă să aibă un element care să o scoată din anonimat, din simplitatea ei și să-i dea un efect mai elegant, mai glam, mai shiny decât în mod normal când ai purta o rochiță scurtă. În noaptea de Revelion, doamnele din Ardeal preferă ținutele lungi, preferă ținute cu auriu în combinație cu negru, preferă sclipici, preferă paiete, chiar și negru, se merge foarte mult pe negru, deoarece rochița neagră tot timpul este cea mai de preș și cea mai elegantă ținută care o poți avea în garderoba ta. O rochie neagră niciodată nu va da greș. O accesorizezi frumos și mereu o faci ca nouă la orice eveniment. Și la fel și de Revelion se poartă foarte mult roșu, deoarece se zice că roșu aduce prosperitate în următorul an și aduce noroc, așa că putem încerca, de ce nu, să adoptăm și o ținută roșie. În privința bijuteriilor, dacă de Crăciun am recomandat să se meargă pe bijuterii mai simpliste, uite, de Revelion putem merge cu lucruri puțin mai extravagante, puțin mai ieșite din tipar, deoarece în noaptea de Revelion trebuie să strălucim, trebuie să ieșim în evidență, trebuie să ne simțim cele mai frumoase, trebuie să simțim că radiem și atunci putem merge cu bijuterii cât mai mari, putem merge cu piese puțin mai ieșite din tiparele bijuteriilor care le purtăm de zi cu zi. Putem purta niște cercei mai tip candelabru, de exemplu, cu multe pietre sau un colier foarte, foarte mare. De asemenea, trebuie să fim atente și la coafura care o vom avea, deoarece dacă vom avea o coafură foarte extravagantă și foarte complicată ca și modalitate de prezentare, este bine să avem niște bijuterii puțin mai simple ca să compensăm. De asemenea, nu recomand bijuterii în păr și bijuterii în urechi sau pe mâini, deoarece este mult prea mult. Chiar dacă am zis că să mergeți spre bijuterii extravagante, este bine să nu întrecem o anumită limită. Așa că eu recomand fie niște cercei mari, tip candelabru, cu pietre mari, fie dacă nu un colier foarte mare, extravagant, care să strălucească, să spună în evidență decolteu și niște cercei medii. Cum ar trebui să se îmbrace bărbații? Ce ar trebui să poarte și ce ar trebui să aibă un bărbat în garderoba sa? În ultima vreme se practică ținuta femeii să fie ușor regăsită și în ținuta bărbatului. Cel mai la îndemână este să ne legăm de elementele cromatice, ca de exemplu, dacă doamna poartă o rochie verde smarald, domnul să aibă eventual o batistuță la sacou în aceeași nuanță sau chiar și din materialul rochiei ar fi de preferat, dacă se poate face rost un picuț să și-l pună la sacou, sau dacă nu, trendurile din ultimul an duc și spre o sortare a șosetelor bărbatului cu ținuta femeii. Foarte mult șosete colorate, cu desene. De la americani, bineînțeles, că de acolo pornește totul și ajunge și la noi ulterior. Se poartă foarte mult, într-adevăr, șosetele cu tot felul de motive, din desenele animate, de Crăciun, bineînțeles, cu tematică de Crăciun, cu brăduleți, cu moși, cu elfi, cu așa mai departe. Ei bine, dacă doamna poartă, să zic, o ținută verde, el poate să-și ia niște ciorăpei cu elfi verzi. Așa că se poate adopta și acest lucru, ca bărbatul să se asorteze cu femeia care este alături. Prin intermediul emisiunii ne adresăm și tuturor minorităților din Transilvania. Aș vrea oarecum un pic să ne spui despre ținutele pe care le poartă femeile din Cluj, din Transilvania, pentru că ai avut foarte multe cliente, fie că erau ele, nu știu, germance, românce, maghiare, rome sau, nu știu, din evreice sau nu mai știu din ce minorități, au avut oarecum, să spunem, dorințe legate oarecum de specificul și de tradiția lor. De exemplu, eu știu că pot să mă refer la comunitatea de romi pe care o recunosc. Știu că nu se poartă fustele prea scurte cu această ocazie, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Nu purtăm picioarele foarte dezgolite și mâinile dezgolite atunci când ne întâlnim cu membrii familiei, respectiv cu persoane mai în vârstă. Acum nu știu cum este la celelalte minorități. Ai avut cereri pentru astfel de ținute?
Și care au fost acestea? Într-adevăr, depinde foarte mult de naționalitatea doamnei care urmează să poarte ținuta. De exemplu, femeile din România preferă o ținută cât mai elegantă, dar totodată simplă. Într-adevăr, dacă vorbim despre o clientă care vine din Germania, care este obișnuită cu ce se poartă acolo, acea persoană va cere training, de exemplu, sau va cere o ținută foarte, foarte comodă, deoarece ei nu pun foarte mare preț pe cum vor arăta în noaptea dinspre ani, ei pun foarte mare preț pe faptul că să se simtă comozi, să se poată distra, să nu incomodeze nimic, să nu trăiască să tragă o trenă, de exemplu. Și atunci vorbim deja despre două culturi diferite. Dacă la noi este normal să porți o rochie poate cu un pic de trenă noaptea de Revelion, la o doamnă care vine din Germania sub nicio formă nu se va întâmpla acest lucru. În ultima vreme am văzut că avem într-adevăr și o selecție de clientele din categoria romă. Într-adevăr, așa cum spuneai și tu, ele preferă rochile lungi, deoarece dacă își vor lua o rochie midi sau ușor sub genunchi, ele denotă cum că nu ar avea respect față de cei din jurul lor. Așadar, ele la evenimente niciodată nu le vei vedea cu o rochie scurtă, decât cu rochii lungi. Ele pun foarte mare preț, într-adevăr, și pe bijuteriile care le poartă. La ele sunt bijuteriile acelea mai mari, mai opulente un pic, însă să știi că de multe ori sunt cu foarte mult gust și arată impecabil. Așa că, într-adevăr, trebuie să ții cont și de naționalitatea persoanei care îți cere o ținută de Revelion, fiindcă nu poți merge cu aceeași ofertă către oricine. Care ar fi mesajul pe care tu ai dori să-l transmiți telespectatoarelor noastre, tuturor femeilor care astăzi ne urmăresc, legat în, așa, în câteva cuvinte, o concluzie de ținuta pe care ele trebuie să o aibă atât de Crăciun cât și de Revelion? În primul rând, să nu uite că tot ce este simplu este elegant. Tot ce este mai lipsit de tot felul de elemente combinate va rămâne și va dăinui în ani și va rămâne la fel de elegant și de la modă mereu. Și aș recomanda să meargă pe stilul clasic și mereu să pună un artificiu ținutei astfel încât să-i dea un glam aparte și aici se pot juca foarte, foarte, foarte bine cu bijuteriile. Așadar, nu trebuie neapărat să se gândească la o ținută foarte pompoasă, poate să aleagă o ținută simplă, dar să o scoată foarte frumos în evidență cu bijuteriile sau dacă nu cu o pereche de pantofiori sau dacă nu cu o poșetă, este foarte important acest lucru. Indiferent de elementele de vestimentație pe care le avem în garderoba noastră, putem să le folosim cu ocazia acestor sărbători. Principal este să avem încredere în noi și să ne simțim bine.